Au mai rămas zile numărate până când Comisia Europeană va dezvălui într-un raport dacă Republica Moldova și Ucraina au îndeplinit reformele necesare pentru începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Reuniunea ministrilor de externe ai blocului comunitar din această săptămână se anunța extrem de importantă pentru viziunea țărilor membre cu privire la accelerarea procesului de extindere a Uniunii. La prima mare conferință organizată pe această temă, joi la Berlin, au fost invitați și reprezentanții statelor candidate la aderare. A fost un eveniment crucial pentru stabilirea unei poziții comune privind modalitățile de a grăbi integrarea unor noi state Uniunii Europene, între care se numără și Republica Moldova. Iar despre rezultatele reuniunii vorbim în continuare la Europa Azi. Imediat după invazia rusă, liderii marilor capitale ale Uniunii Europene au devenit brusc pregătiți pentru decizii îndrăznețe. În martie 2022, Uniunea Europeană a dat undă verde cererilor de aderare depuse de Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Iar în urma summitului șefilor de stat și de guvern din luna iunie a acelui an, primele două au și devenit oficial candidate. I warmly congratulate President Zelensky, President Sandu, President Zurabishvili. All three countries are part of our European family. We've never let any doubt about that. And today's historic decision by leaders confirms that. It grants all three the perspective of EU accession, and it lays down the path ahead. There can be no better sign of hope for the citizens of Ukraine, Moldova, and Georgia in these troubled times. Of course, the countries all have to do homework before moving to the next stage of the accession process. But I am convinced that they will all move as swiftly as possible and work as hard as possible to implement the necessary reforms. Anume, în acel moment a prins contur ideea că extinderea Uniunii Europene ar trebui să fie precedată de o reformă instituțională profundă a blocului comunitar. Această viziune, ca de obicei, a fost promovată în primul rând de Franța și Germania, care au explicat că regulile de funcționare a Uniunii Europene ar trebui modificate pentru a fi mai eficiente. Mai ales că nici până acum Uniunea Europeană, în componența sa actuală cu 27 de membri, nu a reușit să demonstreze că poate lucra armonios. Unele state continuă să fie acuzate de altele că abuzează de dreptul lor de veto, blocând decizii importante la nivelul Uniunii Europene, chiar și cu un singur vot. În primul rând vorbim despre Ungaria, pe care majoritatea liderilor europeni o critică pentru că ar fi încetat de mult să mai fie o democrație și nu îndeplinește nici măcar criteriile de aderare. Din anumite motive, înainte de marea extindere din 2004, Uniunea Europeană nu prevăzuse măsuri punitive pentru noile state membre care încalcă normele blocului comunitar. În aceste condiții, problema a rămas nesoluționată, iar eliminarea mecanismului de vot cu drept de veto este principalul obiectiv, pe lângă alte reforme la nivel instituțional, asupra cărora insistă, în primul rând, autoritățile de la Berlin și Paris. Pentru o serie de țări ale Uniunii Europene, dreptul de veto a devenit în esență un instrument al politicii externe. Și nu este vorba doar de Ungaria. Chiar și vechii membri ai Uniunii, precum Austria sau Grecia, au respins recent decizii pan-europene în favoarea propriilor interese. Și alte state din Europa Centrală, de exemplu Polonia sau Cehia, consideră că pierderea dreptului de veto ar însemna să renunțe la o parte din suveranitatea lor. Și desigur, e greu de imaginat că Ungaria, condusă de premierul Viktor Orban, va fi vreodată de acord să renunțe la o asemenea pârghie, care îi ajută să se impună în dialogul cu Bruxelles. Toți acești factori fac practic imposibilă reformarea Uniunii Europene înainte de extindere, precum își doreau marile capitale ale blocului comunitar. Pentru asta ar fi nevoie cel mai probabil de niște evenimente uluitoare care ar forța multe guverne să-și revadă poziția asupra unei probleme de o importanță vitală pentru ele. Germania și Franța au testat totuși șansele unei reforme ample a Uniunii Europene înainte de extindere. S-a întâmplat la summitul informal al ministrilor de externe, reuniți în urmă cu o lună în orașul spaniol Murcia. În ajunul summitului, autoritățile de la Paris și Berlin prezentaseră un raport privind soluțiile de extindere întocmit de un grup de experți. Potrivit studiului, în afară de eliminarea dreptului de veto, ar fi nevoie de o Europă cu patru viteze, ceea ce ar presupune reforme radicale ale normelor de funcționare a instituțiilor blocului comunitar.
Precum am vorbit pe larg în ediția Europa Azi din 30 septembrie, Germania și Franța propuneau în mod neoficial o Europa cu patru cercuri concentrice. În primul cerc ar intra țările membre din așa numitul nucleu dur, în al doilea toate statele Uniunii Europene, al treilea cerc ar include membrii asociați și al patrulea statele din comunitatea politică europeană. Însă chiar și după reuniunea de la Murcia, aproape jumătate dintre țările membre continuă să se opună unor asemenea reforme, care în opinia lor le-ar marginaliza în luarea unor decizii importante și ar amâna în același timp la nesfârșit extinderea Uniunii Europene. Împotriva reformelor propuse în raportul experților franco-germani, se pronunță statele baltice, România, Bulgaria, Croația, Slovenia, Cehia, Polonia, Danemarca, Finlanda, Suedia și Malta. Aceste țări au insistat că reformele instituționale ale Uniunii Europene trebuie să fie aplicate în paralel cu aderarea unor noi state. Oficialii de la Kiev, aflați în negocieri permanente cu partenerii lor europeni, insistă asupra acestei idei încă de la sfârșitul anului trecut. Până de curând, aceste eforturi nu au avut niciun efect, dar acum se pare că gheața s-a spart. Kievul a început să insiste în mod oficial asupra decuplării procesului de extindere a Uniunii Europene de cel de reformare a sa. Pe fondul acestor dispute diplomatice pe tema extinderii și revizuirii legislației europene, miniștrii de externe ai Uniunii s-au reunit pe 2 noiembrie la Berlin la prima conferință dedicată reformei Uniunii Europene. La eveniment au fost invitați și șefii diplomațiilor din cele 10 state candidate la aderare, iar ministrul ucrainean de externe a reafirmat poziția Kievului față de procesul de extindere a Uniunii Europene. Our main position that I brought from Kiev is that EU reform should not take enlargement process as a hostage, and we have to find the right balance between the process of reforming the European Union and continuing with enlargement. I don't think EU can allow a protracted reform of itself. We've been reforming ourselves and we will continue to do so, and I think it's we may do our reforms needed to meet accession criteria faster than EU will reform itself, given that the reform will require an agreement of all member states. La Berlin s-a întâmplat pentru prima dată când Uniunea Europeană a hotărât să consulte părerea unei țări candidate despre reformele la care ar trebui să recurgă blocul comunitar pe fondul extinderii Uniunii Europene. Ministrul german de externe, Annalena Baerbock, care a găzduit reuniunea, a numit extinderea Uniunii Europene drept o necesitate geopolitică. Și cel mai important e că a dat de înțeles că extinderea poate avea loc în paralel cu reformarea Uniunii. Wir haben in der EU mittlerweile einen Konsens darüber gefunden, dass wir unsere EU erweitern müssen. Das ist die geopolitische Konsequenz aus Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine. Aber stärker ist eine erweiterte EU nur dann, wenn wir das tun, wovor wir lange gezögert haben. Eine Überarbeitung der Funktionsweise unserer Union. Denn wenn die Zahl der EU-Mitglieder um fast ein Drittel anwachsen wird, dann braucht unsere Gemeinschaft eine starke Struktur vom Keller bis zum Dach. Șeful diplomației germane a specificat câteva dintre cele mai importante reforme care în viziunea sa ar fi necesare în procesul de extindere a blocului comunitar. Annalena Baerbock a dat de înțeles că se opune creșterii numărului de membri ai Comisiei Europene și ai Parlamentului European odată cu aderarea unor noi state. Ea a sugerat că în numele echilibrului puterilor din cadrul Uniunii Europene, Germania și alte state mari trebuie să fie pregătite să renunțe temporar la unele funcții precum sunt cele deținute la nivelul Comisiei Europene. Unele domenii mai vaste ar putea fi gestionate în comun de mai multe țări pentru a atenua temerile că statele mai mici ar putea să-și piardă dreptul de a avea un cuvânt de spus în cadrul executivului european. În același timp, precum solicitase deja cancelarul Olaf Scholz în luna mai, ministrul de externe de la Berlin a pledat pentru o reformă care să excludă dreptul de veto și să permită luarea mai multor decizii cu o majoritate calificată, de exemplu în politica fiscală sau cea externă, chiar și cu riscul ca poziția Germaniei să fie ignorată în aprobare
aprobarea unor hotărâri importante. Totuși, reformele propuse nu vor fi supuse votului în timpul apropiat. Această responsabilitate urmează să-i revină viitorului Parlament European, care va fi reales pentru un nou mandat de 5 ani în urma alegerilor din luna iunie a anului viitor. Dar pentru statele candidate la aderare, precum e Republica Moldova, importante rămân deciziile ce pot fi aprobate la nivelul altor instituții europene și, în primul rând, la nivelul Consiliului European. Ministrul german de externe a formulat la Berlin o serie de reforme care ar putea fi implementate în paralel cu procesul de extindere. Annalena Baerbock a sugerat că cetățenii statelor candidate la aderare ar trebui să beneficieze treptat de avantajele Uniunii Europene încă înainte ca țara lor să devină oficial membra blocului comunitar. Ea a pledat pentru deschiderea mai multor programe ale Uniunii pentru țările candidate, precum sunt finanțarea cercetărilor, roamingul pentru comunicații mobile, proceduri simplificate de viză sau extinderea programelor de studii pentru tineri prin burse Erasmus. Șeful diplomației de la Berlin a subliniat că țările candidate s-ar putea integra treptat având acces la anumite zone ale pieței interne a Uniunii Europene și participând în același timp ca observatori la consiliile de miniștri ale Uniunii, în acele domenii în care au încheiat cu succes capitole de negocieri cu Comisia Europeană. Altfel zis, principalul semn al Uniunii Europene a fost transmis aderarea statelor candidate nu mai poate fi amânată după reformarea instituțiilor europene, ci trebuie să decurgă concomitent cu acest proces. E un semnal de încurajare nu doar pentru Ucraina și Republica Moldova, ci și pentru țările din Balcanii de Vest, unele dintre ele așteptând ani de zile în anticamera Uniunii, chiar dacă îndepliniseră toate condițiile de aderare. Wir wollen die Ukraine als Mitglied unserer Europäischen Union. Wir begleiten euch bei diesem Weg, gerade auch finanziell, strukturell, materiell. Aber die geopolitischen Gründe, die für den Beitritt der Ukraine, Moldaus und Georgiens jetzt sprechen, die gelten natürlich auch, trotz der Versäumnisse der letzten 20 Jahre, für den westlichen Balkan. Deswegen sollten wir uns fragen, wie können wir den Beitrittsprozess so gestalten, dass nicht noch einmal ganze Generationen ihr Leben im Warteraum der EU verbringen. Șeful diplomației germane a avertizat însă statele candidate că deschiderea către aderare pe care o oferă Uniunea Europeană nu va însemna nimic dacă țările care aspiră să se integreze nu vor îndeplini condițiile necesare pentru a adopta reforme și a îmbrățișa în acest fel valorile democratice pe care se bazează blocul comunitar. Miercuri 8 noiembrie, Ucraina și Republica Moldova așteaptă rezultatele primului test legat de aplicarea reformelor asumate de cele două state luna iunie a anului trecut, când au devenit candidate la aderare. Miercuri, Comisia Europeană va prezenta raportul de evaluare a reformelor, în baza căruia șefii de stat și de guvern ai blocului comunitar vor decide dacă e cazul să înceapă negocierile de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an. Un raport intermediar al Comisiei prezentat verbal în luna iunie arăta că din cele 9 reforme cheie asumate de Republica Moldova, Chișinăul îndeplinise complet 3 recomandări, făcuse progrese în alte 2 domenii și mai avea restanțe în altele 4. Lupta împotriva corupției, combaterea criminalității, deoligarhizarea și reforma administrației publice. În timpul unei recente vizite la Chișinău, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a arătat impresionată de progresele înregistrate de Republica Moldova în pofida eforturilor pe care e nevoită să le depună pentru a combate atacurile hibride ale Rusiei care urmăresc destabilizarea statului. Așa că există motive de optimism că pe 8 noiembrie raportul de evaluare pe care îl va publica executivul de la Bruxelles va fi pozitiv atât pentru Republica Moldova cât și pentru Ucraina, state care aspiră să îmbrățișeze valorile Europei de azi.